Bună ziua, fraților și bine v-am regăsit astăzi la un alt episod. Astăzi mă gândeam să vă întreb care e opinia voastră despre acest proiect Casa Verde, care vă dă panouri solare pe gratis. Adică super pe gratis. Așa că stați pe canal să vedeți cât de pe gratis sunt panourile. Bună ziua, fraților, și bine am regăsit astăzi la un alt episod. Astăzi mă gândeam, dat fiind că e data de 22 decembrie, să vă întreb care este opinia voastră despre aceste panouri fotovoltaice pe care le dă statul. Primiți 20.000 de lei moca pe gratis de la stat ca să vă puneți panouri solare. Costul vostru din buzunarul vostru, este de 3.000 de lei și primiți un sistem de 3.5 kW care, după calculele mele, într-un an, dacă merge totul bine, face acolo în jur la un 3.000-3.600 de, de kW, așa că s-ar putea să-mi acopăr cam 70-80% din consumul meu de electricitate și dat fiind că merge în sus costul curentului, ne-am gândit să ne punem acest proiect. Acum o să vedem dacă proiectul ajunge la bun sfârșit. Am înțeles că prin martie aflăm dacă am primit proiectul și apoi când vine să instaleze, dar asta chiar nu mă mai interesează când vine să instaleze, numai să câștigăm proiectul. Și aș vrea să văd care este opinia voastră acum cu scumpirile curentului și gazului. Credeți că se merită să vă puneți panouri fotovoltaice? Mai ales că statul plătește sau este o prostie și nu merită să vă faceți această investiție. Aștept comenturile voastre în parte de jos, poate știți mai multe decât mine și chiar aș fi curios să vedem, să avem o dezbatere pe panoul de aici. Se merită să-ți pui sau nu se merită? Și astfel acestea fiind spuse, vă las până mâine la un alt episod. Pa, pa!